Harul, îndurarea și pacea să fie cu voi din partea lui Dumnezeu Tatăl și din partea Domnului nostru Iisus Hristos, Fiul Tatălui, în adevăr și în dragoste. Și părtășia Duhului Sfânt să fie cu noi toți. Amin. Slăvit să fie Dumnezeu! Frumos este să lăudăm pe Domnul și să mărim numele Tău prea înalte. Să vestim dimineața bunătatea Ta și seara credincioșia Ta. Lăudat să fie Dumnezeu! De la atomul cel mai mic până la luminile cele mai mari, toate lucrurile însuflețite și neînsuflețite, în frumusețea lor neumbrită și cu bucurie desăvârșită, declară că Dumnezeu este dragoste, iubire. Aceasta declar și eu. Dumnezeu este dragoste. Dragostea lui Dumnezeu m-a iertat, m-a ridicat, m-a spălat și mi-a dat o viață nouă. De aceea pot spune din toată inima că mă bucur în Domnul și sufletul meu este plin de veselie în Dumnezeul meu, căci m-a îmbrăcat cu hainele mântuirii, m-a acoperit cu mantaua izbăvirii ca pe un mire împodobit cu o cunună împărătească. Glorie Domnului! Mă numesc Avram Florin Adrian, sunt din comuna Șuțești, județul Brăila, născut aici în Deva, Hunedoara. Părinții mei de origine comuna Șuțești, tatăl meu a lucrat în mină și am avut posibilitatea să mă nasc aici. De multe ori am reproșat părinților că dacă ar fi rămas aici în Deva, viața mea ar fi fost alta. De multe ori am spus părinților, de ce m-ați adus în acest județ? Trebuia să rămâneți în Deva. Aseară, stând în pat și mă gândeam la această imagine și cu siguranță, dacă rămâneau în Deva, viața mea era una mai bună. Dar mă gândeam, la ce folos să fi avut o viață mai bună și să trăiesc fără Hristos? Așa că a meritat toată suferința trecutului meu, că a venit o zi în care Dumnezeu a pus amprenta și pe mine, slăvit să fie Dumnezeu. Am avut o copilărie frumoasă, părinți frumoși, deosebiți. Chiar am luat ceva fotografii care le-am avut de mic copil aici la Deva. Numai că după ce s-au reîntors în această localitate, în familia mea a intervenit certuri, scandaluri, alcool și curvii. Văzând aceste lucruri, viața mea a început să se lărgească către peire. După cum bine știți, cuvântul lui Dumnezeu ne relatează aceste două căi, calea îngustă care duce la viață și calea largă care duce la peire. Am devenit un copil violent. La vârsta de 16 ani, deja aveam renume de scandalagiu. Ceea ce spun din trecutul meu, spun cu rușine, nu cu o laudă. La vârsta de 18 ani și ceva, s-au acumulat foarte multe amenzi. Și pentru prima dată în anul 1998, în luna mai, am fost arestat. Spre fericirea mea pot spune că am executat doar 5 luni. Eliberat același an, dar spre nefericirea mea, tot același an, 98 decembrie, arestat din nou. De data aceasta n-a mai fost o joacă, n-a mai fost o poveste. Am primit 5 ani de închisoare. Aici m-am rugat la Dumnezeu să intervine, să facă ceva, gândindu-mă că adolescența mi-o voi petrece-o închis. Nu s-a întâmplat nimic, am executat 4 ani. În acești 4 ani am avut timp să mă înrăiesc mai mult. Am avut timp să îmi fac prieteni dubioși, am avut timp să mă tatuiez. Eliberându-mă în anul 2002, am ieșit mai rău de cum am intrat. Am luat calea Occidentului. În 2003, după ce m-am reîntors, am cunoscut-o pe soția mea, Elena. Fiind o fată crescută de bunici la Iași, bunicii fiind creștini pocăiți, avea ceva habar de Dumnezeu, părinții ei fiind despărțiți. Dacă ar fi știut ce se va întâmpla pe viitor, cu siguranță nu m-ar fi luat de soț niciodată. A urmat să am 2 băieți.
La niciunul am fost la naștere, la amândoi am fost arestat. Au urmat și alte arestări, 6 la număr aici în România și altele în Europa. Am fost un om violent, un om răzbunător. A cincea mea arestare, mă aflam în penitenciarul Galați și un tânăr a venit de la sector vizită cu această carte publicată de fratele Vasile Tofan și foarte iritat, foarte supărat, a aruncat cartea în cameră și a zis: uite, a venit și prietena mea la mine și mi-a adus carte de pocăiți. Am cerut cartea, m-am uitat pe copertă, cunoșteam autorul, am avut posibilitatea în arestările trecute să ies la clubul penitenciarului, unde dumnealui venea și vestea Evanghelia Împărăției lui Dumnezeu. Numai că la vremea de atunci nu am avut urechi pentru Dumnezeu. Am citit cartea, înăuntru meu dorea o schimbare, dorea să fie un alt fel de părinte copilul, un alt fel de soț, numai că nu puteam să ies singur iarele vrăjmașului care m-a folosit și a investit ani de zile în mine. Primul gând a fost să îl sun pe fratele Vasile telefonic, dar m-am gândit că nu e politicos. Am scris câteva rânduri, le-am introdus într-un plic, mă gândeam, mi-o scrie, nu mi-o scrie, dar eu i-am scris din inimă ceea ce i-am scris. A venit și ziua în care m-a scos la sector vizită și țin minte, parcă ieri a fost, s-a uitat la mine țintă și mi-a zis: Florine, acesta este ultimul tren al vieții tale. Și așa a fost, am prins acest ultim tren și biletul acestui tren a fost sângele Domnului Iisus Hristos, care m-a grațiat și m-a eliberat, să vrei să fie Domnul. Mi-a adus și mult binecuvântata carte, Biblia. În timp ce dădea să mi-o mâneze, mi-a spus că acesta este cuvântul lui Dumnezeu care schimbă viețile oamenilor în bine. Aveam nevoie de această schimbare, mi-a mânat-o și apoi a început să îmi explice despre acest Domn Mântuitor, Iisus Hristos. Am mai avut posibilitatea să aud despre Domnul Iisus Hristos de Paști, de Crăciun, dar știam că este motiv de distracție, motiv de destrăbălare. A început să-mi explice că Iisus Hristos a murit și pentru păcatele mele. El a venit din casa Tatălui, ca și eu să înțeleg că El este Fiul lui Dumnezeu. El a venit și din Betleem, casa pâinii, ca și eu să înțeleg că El este pâinea vieții. Dar El a venit și din staul, casa meilor, ca eu și dumneavoastră să înțelegeți că El este mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Mi-a explicat cum și dumnealui s-a întâlnit cu această carte sfântă într-o închisoare din Germania și m-a sfătuit stăruitor să încep să citesc Biblia cu Noul Testament, spunându-mi că el a citit cu Vechiul Testament și s-a rătăcit foarte tare, ajungând în celula în care eram repartizat. Acest gând m-a frământat. Dumnezeu știa ce este în inima mea. Am fost hrănit cu ură, cu răzbunare, am semănat aceste lucruri pe unde am fost și am început să cercetez Noul Testament. Dumnezeu, în bunătatea Lui, m-a oprit la cartea Romani 12, mai exact cu versetul 19, și primul verset pe care l-am învățat pe din afară a fost acesta, unde Dumnezeu spune: prea iubiților, nu vă răzbuna singuri, ci lăsați să răzbune mânia lui Dumnezeu, că ce este scris, răzbunarea este a mea, eu voi răsplăti, zice Domnul. Mi-a plăcut tare mult acest verset. Am zis: Doamne, a Ta să fie răzbunarea. După cum și zicala tradițională, răzbunarea, arma prostului, mă răzbunam tot timpul, tot eu la închisoare, și am zis: Doamne, de data aceasta, răzbunarea să fie a Ta. N-am arătat așa dintotdeauna. Poate unii vă uitați la mine și spuneți: n-o fi chiar așa. Mă purtam chel, fioros, tatuat sunt tot corpul și numai Dumnezeu a făcut toate lucrurile noi și vorbirea schimbată. Lăudat să fie Dumnezeu! Dumnezeu a venit în viața mea la momentul potrivit, când nimeni nu credea că se mai poate face ceva bun, când toată lumea s-a aștepta ca să fiu omorât sadic, când toată lumea s-a aștepta
să fiu omorât sadic sau să omor pe cineva sadic? Când toată lumea se aștepta la un jaf, chiar poliția din județ au venit și mi-au spus: Florine, trebuie să angajăm un rus să te ucidă, că nu mai e de chip cu tine. Și zâmbind am zis, am să mă pocăiesc, nu știam nimic ce se va întâmpla. Și ei au zis, păi și dacă ai să te pocăiești, ce ai să faci? Ce mi-a venit și mie atunci, am zis că vreau să fac bine la oameni. Și dumnealor au râs și ei și a zis, tu chiar dacă te duci să faci bine la oameni, și așa vor fugi de tine. Numai că Dumnezeu i-a contrazis. A urmat eliberarea 2014, 29 ianuarie, după ce am mai citit și Evanghelia după Matei, 5:44, unde Dumnezeu spune să ne și iubim și vrăjmașii. Aici n-am mai fost de acord, n-am vrut să mai înțeleg acest verset. Zic, Doamne, eu nu mă iubesc pe mine, nu mă iubesc familia. Dacă iubeam aceste lucruri, nu mă aflam aici, în acest penitenciar. Numai că am găsit Cartea Proverbe, capitolul 16, versetul 7, unde Dumnezeu spune, dacă căile plăcute sunt, dacă căile cuiva sunt plăcute lui, face prieten chiar și pe vrăjmașii lui. După ce m-am eliberat în 2014, acesta a fost primul pas. Să merg să-mi cer iertare cu cine eram în conflicte, chiar și cu poliția. Numai că a fost o zăpadă foarte mare și am fost așteptat de vechii prieteni și am mai urmat câteva zile de desfrâu. Când ne eliberăm de la închisoare, prietenii mai pun mână de la mână ceva bani și cu banii prin Biblie o mizerie înaintea lui Dumnezeu. Cartea Galanteni ne spune că Dumnezeu nu s-a lăsat batjocorit, nu s-a lăsat nici în dreptul meu. După câteva zile am ajuns să zic în sânul familiei, relația mea cu soția nu mai era una bună, era soția doar mama la copii, numai că Dumnezeu a îngăduit 3 încercări să fiu ucis în diferite moduri. Prima încercare am fost tras într-o cursă de vrăjmași, să chiar să-mi ia viața, o răzbunare. Dumnezeu m-a scos de acolo. A doua încercare a fost că am vrut să mă otrăvesc. Am zis că toată lumea e împotriva mea, eu nu mai am niciun rost să mai trăiesc. Arestările trecute, mă gândeam că m-am născut să sufăr. Așa spuneam la un moment dat. De aceea mi-am și tatuat tatuaje în locurile cele mai sensibile. Am zis că sunt născut pentru a suferi, dar astăzi pot spune altfel. M-am născut să-L iubesc pe Iisus Hristos, slăvit să fie Dumnezeu. A treia încercare a fost că am vrut să-mi ucid soția, crezind că și ea este în acest complot. Numai că foarte calmă a zis, Florine, nu este nimic adevărat din ceea ce spui, și deodată m-am luminat. Altfel, duceam la bun sfârșit ceea ce îmi pusese cel rău în minte și apoi, cu siguranță, îmi luam viața și eu. După toate aceste 3 încercări, în ziua următoare, am cerut Biblia soției, am deschis-o întâmplător, i-am dat-o ei să citească și în câteva secunde m-a venit un plâns foarte puternic, un plâns în hohote. Nu știam nimic concret de existența lui Dumnezeu, nu știam nimic concret de existența celui rău. Ba mai mult, îmi plăcea să neg existența satanei. Deodată m-a buvuit un plâns în hohote și apoi a început o mărturisire a păcatelor mele, a fărădelegilor mele. Apoi m-am gândit ce a însemnat acest plâns. Ce a însemnat această mărturisire a păcatelor mele? Ce a însemnat Biblia? De ce a trebuit să citească din această Biblie? În ziua următoare, eram în bucătărie, dau tot la o parte, rămâne doar Sfânta Carte. Deodată, mâinile mi se duce la ochi, mi se încleștează. În preajma mea simt duhuri necurate, totodată și teama de necunoscut. Și simțeam cum trăgea de mâini, că probabil își dădeau seama că Dumnezeu vrea să-mi arate existența Lui. Apoi mă aflam ca într-o peșteră,
În fața acestei peșteri apare un contur alb și mă adresam la el: tată, tată, ce se întâmplă cu ăștia? Nu mai ascultă de tine? Eu plâng și dacă plâng la tine aici, nu se plânge decât de fericire. Am auzit afară foarte multe voci care se bucurau. Eu mă așteptam după ce să mă trezesc în rai. După ce mi s-a descătușat mâinile de la ochi, mi s-a luat ca și o mască. Cu tot cu colți am simțit acest lucru. Acum, văzând clar existența celui rău, văzând clar existența lui Dumnezeu, cum vă spuneam, sunt tatuat tot corpul. Satana, diavolul, a vrut și vrea să ne ia ce avem mai de preț de la Dumnezeu. Dragostea, libertatea, și-a bătut joc de acest templu al Duhului Sfânt, tatuându-mă în nenumărate rânduri. Pe spate am tatuat un dragon foarte mare. Acum cel rău și-a dat seama că am văzut ceva de la Dumnezeu și a venit în mintea mea cu acest gând: pune pe plita încinsă și frige acest dragon, pentru că acolo este Satana. Așa am făcut, m-am pus cu spinarea, cu pelea goală pe plita încinsă. Apoi a urmat o internare, a fost o luptă pe viață și pe moarte. N-am putut să mă împotrivesc celor rău în niciun fel, pentru că nu știam nimic din cuvântul lui Dumnezeu. Într-adevăr, a fost șoapta celui rău, numai că și Dumnezeu a îngăduit că pe spinarea mea a rămas o piatră de aducere aminte până voi pleca după acest pământ. Din prima zi, când am pus mâna pe Scriptură și am dat soției să citească, n-am mai mâncat aproximativ 10 zile. Am băut doar apă îmbuteliată. Cuvântul Iisus Hristos s-a pronunțat de sute de ori. Rugăciunea Tatăl nostru, atunci am învățat-o în acel atac demonic, în acea revelație. N-am știut rugăciunea Tatăl nostru. Diavolul m-a făcut în așa fel de a-mi rupt acea Biblie. Am chemat preotul comunei din localitate de 3 ori. Și nu ceream nimic altceva decât o Biblie. A spus că nu are și trebuie să facă comandă la Buzău. Am căutat în vecini o Biblie, nu am găsit. După câteva zile a găsit un Nou Testament la un cumnat al meu, apoi după 2 săptămâni a găsit o Biblie la o femeie în vârstă. După ce am fost externat din spital, martori a fost și vecini, și cunoscuți și necunoscuți, poliție, salvare, chiar și fratele Vasile m-a vizitat la spital. Pe biletul de externare scrie că am fost internat, că vorbeam mitico-religios. Timp de 1 lună de zile după ce am fost externat, am simțit prezența duhurilor necurate lângă mine. Ca să pot să dorm un sfert de oră, trebuia ca soția să-mi citească din cuvântul lui Dumnezeu. Când m-am eliberat în 2014, eram o mașinărie de luptă. Într-o 1 lună de zile am zlăbit la 60 ceva de kilograme. Fratele Vasile m-a prezentat la o biserică creștină din Brăila, unde timp de 3 luni de zile, împreună cu soția, cu copiii, a mers consecutiv. Săptămânal, când mergeam în casa lui Dumnezeu, când ajungeam în prezența lui Dumnezeu, hohoteam în plâns. Când auzeam cântările, când auzeam cuvântul lui Dumnezeu, hohoteam în plâns. Uneori nu vroiam să plâng. Transpiram. După aceste 3 luni de zile, am fost arestat din nou. Mai mi-a rămas un mandat de 6 luni și 15 zile, un mandat care era concurent cu celelalte mandate care le executasem, numai că n-am rămas definitiv și urma să fiu arestat să fac contopirea. Trebuia să stau în închisoare doar 3 săptămâni, 1 lună de zile, dar Dumnezeu a îngăduit această școală să fie de 6 luni și 11 zile. A venit ziua arestării, eram pregătit, știam. Poliția, pentru o citație, trebuia să vină 3-4 polițiști, știa că sunt un om violent. La arestările mele, peste 10 polițiști. Și de data aceasta le-am spus: de ce ați mai venit atâția? Nu știți că m-am pocăit? Nu știți că m-am împăcat cu Dumnezeu? Și ei au spus că Florine s-a vehiculat, că ai vrut să scoți un certificat de nebuni, să omori pe cineva, să-ți iei ceva ani mai puțin. Și le-am zis că oricum nu mă găsea acasă, a mai fost adus de Interpol. La arestările mele întotdeauna mi se confiscau fel și fel de arme albe. De data aceasta am scos Biblia de supernă, pentru că am dormit foarte multă vreme cu Biblia sub cap, de teama de ceea ce am trăit în acel atac demonic.
Când am ajuns în penitenciarul Galați, când m-au văzut și frații temnițari, când m-au văzut și poliția, a zis, iar ai venit, se săturase și poliția și deținuții, dar rămite familia. Ei auziseră ceva cu internarea mea în spital pentru că am fost vizitat de unul din acești prieteni și a confirmat internarea mea în spital. Și de data aceasta am spus că sunt nevinovat și urmează să le mărturisesc la vremea hotărâtă de ceea ce am trăit și de existența lui Dumnezeu și de existența celui rău. Am fost repartizat la penitenciarul Galați, unde în mapa camerei am găsit și Fundația Stânca Viacurilor de la Constanța, care ne trimitea ceva chestionare din Cuvântul lui Dumnezeu și să găsim un cuvânt, trebuia să cercetăm amănunțit Noul Testament. Pot spune că în această revelație, în acest atac demonic, am primit credința. Am văzut clar certitudinea lui Dumnezeu și a celui rău. Numai că nu știam din promisiunile lui Dumnezeu, nu știam mare lucru. Acum aveam posibilitatea să stau cu Scriptura în față 8-10 ore pe zi. Tot ce prindeam de Dumnezeu, pixul, caietul, notam și confruntam cu Sfânta Carte. După ce găseam promisiunile lui Dumnezeu, se înlătura și teama de ceea ce am trăit acolo. Cercetând, am descoperit acest Dumnezeu minunat, Iisus Hristos, care a venit pe acest pământ să moară pentru mine și pentru tine. Când am văzut frumusețea Lui, splendoarea Lui, am zis, Doamne, sunt o mizerie. Cum spune aceste cuvinte, zice, Biblia citește din curiozitate sau pasiune, din interes, plăcere, disperare sau politețe. Citește-o pe îndelete sau pe nerăsuflate, numai citește-o. E o carte despre viață și moartea ta, despre sensul lor și al tău. Pe pagină ei te urci ca pe un munte înalt, în vale se vede ce a fost, ce este și ce va fi să vină. Dar mai ales te vezi pe tine. După ce l-am descoperit pe Domnul Iisus Hristos, pot spune că asta a fost întâlnirea cu Domnul Iisus Hristos. Apoi m-am văzut și pe mine. Din valea umbrii morții de unde m-a scos, din mocirla păcatelor și m-am văzut un gunoi, o mizerie. Am zis, Doamne, cum ai putut să cobori la un om ca mine? A urmat eliberarea. 11 noiembrie, același an, 2014. Acum aveam această dorință vie să primesc botezul nou testamental, văzând clar apostolii cum se botezau. Cine se întâlnea cu Iisus Hristos și imediat se botezau. Pe 6 decembrie, împreună cu soția mea, am primit botezul nou testamental. Chiar în apa botezului am avut dorința să spun aceste cuvinte care vi le spun și dumneavoastră. Am zis așa, vino Iisuse azi în viața mea și cercetează-mi toată inima. Vezi ce e rău în faptă și în gând, mă spală tu să fiu curat și sfânt. L-am chemat și a venit. Slăvit să fie Dumnezeu! După câte ați auzit despre mine, vă dați seama că la școală nu aveam cum să fiu un elev bun. Că numai câte un 6 era minune mare, 10 am avut doar la educația fizică. M-am întâlnit în Cuvântul Domnului cu capitolul 1 din cartea fratelui Iacov, cu versetul 5, unde ne declară dacă ne lipsește înțelepciunea, să-i o cerem și să-i o cerem cu credință și El ne va da. Și am zis, Doamne, am nevoie de această înțelepciune. Tu știi cercurile dubioase în care m-am învârtit ani de-a rândul. Eu mă voi întâlni cu acești oameni dubioși și te rog, schimbă vorbirea mea, schimbă caracterul meu. Și Dumnezeu mi-a dat peste așteptările mele. Poezii n-am știut în viața mea. La școală, pentru două rânduri pe din afară, profesorul trebuia să rupă bețele pe mine, zadarnic. Și acum Dumnezeu mi-a dat și harul să recit poezii. Aș vrea să vă mărturisesc una din aceste poezii chiar acum și, de fapt, să include mărturia vieții mele și mărturia veții dumneavoastră. Tu mi-ai schimbat viața, Iisuse, Domnul meu,
m-ai scos din groapa morții, mi-ai șters păcatul greu. M-ai curățit, Iisuse, în sângele Tău sfânt și m-ai unit cu Tine prin sfântuți legământ. Tu mi-ai schimbat gândirea, mintea mi-ai înnoit, mi-ai adus izbăvirea pentru că m-ai iubit. Mi-ai dat, o Doamne, pacea și bucuria sfântă, Scriptura, cartea Ta, ce cu drag îmi cuvântă. Tu mi-ai schimbat, Iisuse, umblarea mea în lume, m-ai pus pe calea Ta și mi-ai dat un nou nume. Mi-ai arătat cărarea, calea ce duce în sus, mi-ai îndreptat privirea spre Tine, drag Iisus. Tu mi-ai dat biruință în tot ce-am făptuit, cu Tine vreau, o Doamne, să merg până la sfârșit. Ajută-mă, Iisuse, să merg pe calea sfântă, în fiecare zi cu Tine am izbândă. Slăviți să fie Dumnezeu! Doamne ajută, Doamne dă izbândă! În anul 2016, în primăvară, Dumnezeu a hotărât să mă reîntorc în localitate din orașul Brăila, cum și cel din Gadar, cel îndrăcit cu 2000 de draci, pot spune că mă asemăn oarecum cu acest om, vreo 2000 de draci, noi fi avut, dar vreo 200 ori fi fost și în mine. Și apoi, când i-a spus Domnul, duceți-vă, du-te și spune alor tăi ce a făcut Domnul pentru tine. Acum, veneam aproximativ săptămânal în această localitate, cu Biblia după mine, și mărturiseam că ceea ce am trăit acolo n-a fost o prefăcătorie, n-a fost un vicleșug, n-a fost niciun interes. Spuneam clar și mărturiseam pe Domnul Iisus Hristos prin barul, pe străzi, de unde m-a scos Dumnezeu. Acum, am făcut curățenia de primăvară, și în anul 2003 am avut posibilitatea să-mi iau această casă unde locuiesc acum cu 3200 de metri pătrați și am zis drept de recunoștință lui Dumnezeu și să trimit acest mesaj că Domnul Iisus Hristos este viu. Am implantat în pământ o cruce la vreo 2 metri jumătate, am vopsit-o în alb și am scris pe ea Iisus e viu. Această localitate are 7-8 mii de locuitori, dintre care doar o singură biserică tradițională. S-a strânit o mare vâlvă în această localitate, că m-a făcut în așa fel că am scris și invers, Iisus e Domn. Chiar din neamurile mele mi-au zis, Florine, n-ai făcut bine, ai pus crucea aia. Am zis, extraordinar. Acum a venit să-mi spuneți că nu fac bine, că am pus o cruce și am scris Iisus e viu și spun un adevăr, nu e minciună. Înainte, când făceam atâtea rele, de ce nu venea să-mi spuneți că nu fac bine? Și mai le spuneam această povestioară că un boier a eliberat niște sclavi. I-a eliberat și i-a lăsat acolo. Boierul a plecat, acum sclavii s-au uitat unul la altul și au zis, ce facem? Hai să mergem după boier, dacă ne-ai eliberat. Și după boier, boierele, noi vrem să mergem după tine să slujim ție. Și le spuneam această povestioară și apoi le spuneam, dacă pe mine m-a eliberat și m-a grațiat Iisus Hristos, după cine vrei să mă duc? Cui să-i slujesc? Nu aceluia care m-a răscumpărat, slăvit să fie Dumnezeu. În noiembrie 2016, fratele Vasile în acest timp mă vizita acasă, dar se interesa și mă supraveghea și neștiința mea să vadă evoluția mea cu Dumnezeu. În noiembrie, prin harul Domnului, am mers cu el pe ogorul Evangheliei să mărturisesc ceea ce a făcut Dumnezeu în viața mea. Am ajuns și în Austria. În Austria am un prieten din vechi arestat pentru 14 ani. El a fost martor la acest atac demonic, chiar mi-a fost foarte apropiat, chiar în spital mi-a fost însoțitor, m-a îngrijit cu aceste arsuri pe spinare și a mers cu mine de câteva ori la biserică, el a mărturisit pe Domnul Iisus Hristos și cu cele scrise, dar și cu trăirea mea. M-aș fi făcut vinovat de acești 14 ani dacă i-arătam ceva în Scriptură și cu viața mea i-arătam altceva. Și am avut posibilitatea să-l și vizitez împreună cu fratele Vasile și un film al vieții care mi l-a arătat Dumnezeu fără el a fost acesta. Aici trebuia să fii și tu, Florine. Am plâns ca niște copii mici acolo și am zis, uite, Dumnezeu te-a chemat, Dumnezeu ți-a vorbit de atâtea ori, Dumnezeu
m-a scos pe mine, cel mai rău om, din acea localitate. Și n-ai luat aminte, zic, înainte când vă chemam să facem rele, foarte repede veneau. Acum când vă chem la Dumnezeu și vă chem la o mântuire veșnică, zice, lasă că mai e timp. Am ajuns în România, data de 21, 22, 23 decembrie, prin Harul lui Dumnezeu, prin Asociația Fratului Vasile, Urim și Tumim, Lumină și Desăvârșire, unde putem să intrăm în orice închisoare din România. Am avut posibilitatea să ajung în penitenciarul Brăila Galași de Chilești, unde mă numeam multirecitivist. De asemenea, Dumnezeu mi-a arătat dragostea și harul său că mă aflam din nou într-un penitenciar, nu ca infractor, ci ca o mărturie vie și ca vizitator. După aceste trei zile, data de 24 decembrie 2016, în localitatea comună Șuțești, a avut loc o crimă. Atunci mea arestare, am fost arestată cu acest băiat, acest prieten al meu, s-a iscat un scandal și a sărit și el pentru mine și a fost arestat împreună cu mine. O bandă adversă a sărit pe el, mai mulți, și l-a înjunghiat cu trei cuțite, care moartea a fost fatală. Am auzit vestea 25 decembrie. Telefonul mi-a sunat în acea seară, dar numai Dumnezeu a făcut să nu-l aud. Când am auzit vestea, am zis, poate nu o fi adevărat, poate o fi doar tăiat. S-a confirmat decesul, am zis, Doamne, ce să fac? De bătut nu pot să mai bat, oamenii se așteptau să ies la răzbunare. Am zis, Doamne, te rog, ajută-mă, fă ceva cu mine. Am mers la biserică împreună cu familia, m-am reîntors, m-am dus în camera mea de rugăciune, m-am pus cu fața la pământ și am zis, Doamne, durerea e prea grea, ce să fac? Să merg doar cu Biblia și să le spun, am tot venit, ce să le spun oamenilor acestora? Deodată mi-a venit acest gând din partea Domnului care zice, Florine, ia scutul credinței, ia toată armătura mea, ia o Biblie cu tine, du-te și smulge acea cruce care ai implantat-o în pământ și ieși cu ea pe străzile comune și întreabă, unde sunt creștinii din această localitate și unde sunt creștinii din România? Că am auzit că Evanghelia lui Iisus Hristos a ajuns în Kenya, în India, în nu știu ce triburi. Nu e rău, dar mai avem și noi triburi aici în România. N-am văzut picior de evanghelist 35 de ani până să pună Domnul amprenta pe mine în această localitate. O localitate care este 12 km de Iancă, 40 de km de Brăila, 40 de Râmnic, 50 de Buzău. O localitate 7-8 mii de locuitori și alte sate împrejur fără să audă de Evanghelia lui Iisus Hristos. Mergând cu acea cruce și cu Biblia pe stradă, am ajuns în centrul comunei, foarte mulți tineri pe partea dreaptă la blocuri, care beau alcool, apoi am auzit ziua următoare că au vrut să fugă, că m-au văzut, dar cineva care mă cunoștea și mai a avut posibilitatea să vorbească cu mine, zice, stai liniștit că dacă nebunea, nu ieșea cu crucea și cu Biblia, ieșea cu altceva. Pe partea stângă, parcul comunei, foarte mulți tineri și tinere, ce credeți că făceau? Nu cântau cântări de laudă, nu citeau Scriptura, ci jucau barbută, jucau banii unii la alții. Și am strigat la ei, nu vă e rușine, ce faceți acolo? Vă luați banii unii la alții, în loc să puneți un leu de fiecare, să luați un cozonac, să mergeți la un bătrân, la o bătrână și să cântați un corint sau un prăștiat deodată. Am mers pe alte străzi principale, întâlnesc vreo 5 femei în vârstă, stăteau la poartă și le arăt Biblia. Aveți așa ceva în casă? Păi zice, avem. Păi și de ce nu ieșiți să spuneți acestor oameni care Crăciun înseamnă motiv de băutură, motiv de mâncare și apoi bagă cuțitele în ei. Am spus, de ce nu ieșiți să spuneți că în cartea Efeseni scrie că noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui. Noi avem de luptat împotriva vrăjmașului. Dar cu ce să ne împotrivim noi vrăjmașului dacă nu cunoaștem nimic din cuvântul lui Dumnezeu? Au dat din numeri și au intrat în casă. Mergând pe străzile comunei și spuneam că și eu am iubit această lună decembrie, veneam după unde veneam și mă grozăveam că sunt cine sunt. Și făceam fel și fel de mizerii. Mergeam cu acea cruce în spinare, la un moment dat mi s-a îngreunat spatele și deodată mă gândeam profund la Mântuitorul nostru,
la Domnul Iisus Hristos, câte a îndurat El pentru noi. Eu mergeam fără să primesc palme, fără să fiu biciuit, fără să fiu scuipat, fără să fiu împroșcat cu petre și mă gândeam la acela care a venit să ne dea viață veșnică. A făcut minuni, a înviat morți, a dat vedere orbilor, a vindecat leproși și drept recunoștință l-am omorât. 4 zile n-am putut să mai dorm pe partea aceasta. Și m-am gândit la Domnul nostru. Câtă suferință pentru ca noi să primim în dar viața veșnică. Eram la coșugul prietenului meu și de asemenea Dumnezeu îmi arată acest film al vieții fără El și eu trebuia să fiu ucis de multe ori. La altercațiile care am avut am fost înjunghiat de multe ori. Chiar am avut o țepătură direct la inimă. Și uitându-mă la El, mă vedeam și pe mine, dar totodată cu mulțumire la adresa lui Dumnezeu, scoțându-mă din ghearele satanei, scoțându-mă din iad. Am zis, Doamne, îți mulțumesc. Și față de acest prieten mi-am făcut datoria. Mi-am făcut partea mea. L-am arătat pe Domnul Iisus Hristos. Și cu cele scrise, și cu trăirea mea. Că e foarte important. Că ceea ce vorbim cu gura să-și arătăm cu viața. N-a luat aminte. Când mergeam la biserică, foarte mulți oameni, el a fost și fotbalist, la un moment dat cineva de mulțime mă întreabă, Jaga, porecla mea e Jaga, Jaga, ai Biblia la tine? O am. Mă gândeam că vrea să citesc ceva când m-a întrebat. Și deodată scoate un cuțit și mi-arată cuțitul. Zice, și eu o am. M-am blocat. Am zis, ăsta chiar nu este sănătos. Prietenul meu ucis de cuțit, el îmi arată cuțitul ca și fiind Biblia. M-am blocat, n-am știut ce să-i mai răspund. Apoi Dumnezeu mă cercetează și îmi spune, Florine, Biblia care ai afirmat că o ai tu la tine, aceea te va aduce în împărăția mea. Dar aceea, așa zisă Biblia care ți-a arătat-o, acel individ se va duce în iad. Cine a crezut în ceea ce ni se vestise? Cine a cunoscut brațul Domnului? El a crescut înaintea lui ca o draslă slabă. Ca un lăstar care iese dintr-un pământ uscat, n-avea nici frumusețe, nici strălucire ca să ne atragă privirile. Și înfățișarea lui n-avea nimic care să ne placă. Disprețuit și părăsit de oameni, om al durerii și obișnuit cu suferința, era așa de desprețuit că îți întorceai fața de la el. Și noi nu l-am băgat în seamă. Totuși el suferințele noastre le-a purtat și durerile noastre le-a luat asupra lui. Și noi am crezut că este pedepsit, lovit de Dumnezeu și smerit. Dar el era străpuns pentru păcatele noastre, zdrobit pentru fără de legile noastre. Pedeapsa care ne pacea a căzut peste el. Și prin rănile lui suntem tămăduiți. Noi rătăceam cu toții ca niște oi. Fiecare își vedea de drumul lui, dar Domnul a făcut să cadă asupra lui nelegiuirea noastră a tuturor. Când a fost chinuit și a suprit, n-a deschis gura deloc. Ca un miel pe care îl duce la măcelărie și ca o oaie mută înaintea celor ce o tund, n-a deschis gura. Măcar că nu săvârșise nicio nelegiuire și nu s-a găsit niciun vicleșug în gura lui. De aceea Domnul Iisus Hristos n-a fost un trădător. N-a fost nici hoț, nici hulitor. Și totuși gloata celor mulți l-a huiduit. Când preoții au cerut să fie răstignit, Iisus, deși nevinovat, nu i-a urât. El a tăcut și i-a iubit. Iisus nu-i doar motiv de sărbători și nici un rol pentru actori. El este Dumnezeu adevărat și om de rând. Iar crucea lui nu-i doar podoaba de la gât pe care chiar și criminalii o adoră, apoi se întorc la gestul lor urât. Iisus ori este viu în noi, ori nu-i. Ori sunt cu el, ori nu-s al nimănui. Icoana lui din colțul fiecărui credincios, ori e în noi, ori rămânem fără de Hristos.
Și fără El în noi nu e nimic. Suntem doar un atom care a murit. S-atâtea cruci în lumea noastră necuminte, la margine de drum peste morminte. Unde-i un om și el la fiecare pas? Și bine ar fi să avem o cruce în fiecare glas. Nu însă crucea goală fără Dumnezeu. O cruce goală nu-i nimic, nici bun, nici rău. Și dacă fiecare o cruce vom avea, dacă deasupra pe mormânt doar ea rămâne, și dacă fiecare vom muri cândva, de ce să nu trăim cum se cuvine? Știind că tot ce poate omul câștiga, e numai viața veacului ce va veni. Slăvit să fie Domnul nostru. Ne naștem fără voia noastră, plecăm fără voia noastră. Ne naștem fără nimic, plecăm fără nimic. Numai că de aici putem pleca cu această promisiune veșnică. Unde este Domnul nostru, acolo totdeauna este bine. Unde este Domnul meu, acolo să cadă și sorțul tău. Mai bine între mărăcini cu Domnul meu decât între crini fără El. Din mii și miliarde de volume, din tot ce oamenii au scris cândva, mai scumpă decât orice pe lume, e cartea vieții sfântă, Biblia. Prin ea cunoaștem azi pe Creatorul, prin ea cunoaștem tot ce a făcut, în ea se oglindește viitorul și sutele de veacuri ce au trecut. Prin ea vorbește Domnul omenirii și îi spune să se întoarcă din păcat. Din ea țâșnesc izvoarele iubirii și sângele ce ne-a răscumpărat. Ea nu-i o carte ca și celelalte. Ea e cuvântul celui veșnic sfânt. E taina lucrurilor prea înalte ce a lăsat-o Domnul pe pământ. Și cartea asta plină de îndurare îmi spune mie că sunt păcătos, că eu eram sortit pentru pierzare, însă în locul meu muri Hristos. O, câtă pace, câtă fericire! În cartea asta sfântă am găsit oceane mări și fluvii de iubire în sufletul meu gol au năvălit. Viața mea a umplut-o de lumină și în pieptul meu un cer întreg a pus, m-a ridicat din pulbere și tină și mi-a îndreptat privirea spre Iisus. Mi-a dat putere să iau crucea în spate, mi-a dat ce alte cărți nu pot să dea, belșug de pace și de bunătate am câștigat mereu citind în ea. O, carte sfântă, Biblie divină, te-ai adora și te-ai iubi mereu, pe cale îngustă tu mergi lumină și pașii mi-i îndrept spre Dumnezeu. Prin cartea asta poți primi iertare și tu, ascultătorul iubit, și viața ta va fi o binecuvântare, așa cum tu nici când nu te-ai gândit. Și ai să vezi că Domnul e iubire și îl vei simți lucrând în viața ta, descătușat de pofte și de fire, pe El cu bucurie îl vei urma. O, nu respinge harul mântuirii, nu refuza chemarea ce o auzi, întoarce-te din bezna rătăcirii și nu încerca de Domnul să te ascunzi. Căci soarele și luna vor dispare, se vor topi și ceruri și pământ, dar neclintit rămâne va în picioare pe veci de veci al Domnului cuvânt, slăvit să fie Dumnezeu. Cât timp vom ține cuvântul lui Dumnezeu în sus, vom avea coloana vertebrală dreaptă. Fără cruce în fiecare zi nu se poate călători. Crucea Domnului Iisus Hristos va fi cântecul celor mântuiți în toată veșnicia. Vreau să vă spun una din dorințele inimii mele și cea mai importantă și, bineînțeles, tot în versuri. Acum când mă întâlnesc cu prietenii ăștia ai mei dubioși și mă întreabă, am auzit că e nebunit, le spun cine mi-a dat această nebunie, Iisus Hristos, îl prezint și apoi încep să le spun câte o poezie, câte o poezie și apoi zic, duciți-vă, spuneți mai departe, a nebunit, Jaga vorbește în versuri, acum nu mai vorbește prostii, murdării, slăvit să fie Dumnezeu. Vreau să fiu un veci cu Domnul, cu Iisus cel adorat, numai El a fost și este bun, prieten, minunat. Cu Iisus, cu Iisus, tot mereu cu Iisus. Numai El a fost și este bun, prieten, minunat. Nu doresc ca lumii faimă, nu mă rog să fiu bogat, bucuros trudesc și sufăr, doar să fiu de El legat. Înainte când
Nu-L cunoșteam pe Dumnezeu, când mă trezeam dimineața, mă trezeam cu fel și fel de gânduri drăcești. Acum că mă trezesc dimineața, primul gând este Dumnezeu. Al doilea gând este să îmi plec genunchii și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru ceea ce a făcut și va face în viața mea. Al treilea gând este să deschid această carte sfântă, să citesc din ea. Înainte, când ieșeam afară din casă, trebuia să fiu un armat cu arma albă. Aveam foarte mulți dușmani. De data aceasta, când ies din casă, trebuie să am mare grijă să am această armă cu două tăișuri, slăvit să fie Dumnezeu. A împăratului veșnicilor, a nemuritorului, nevăzutului și singurului Dumnezeu, să fie toată slava, cinstea în veci. Amin. Dumnezeu să vă binecuvânteze.